Suntem din nou la Agricultura, o șansă pentru România, un proiect al Asociației pentru Sprijinirea Dezvoltării Agriculturii. Asda.ro e site-ul nostru și ne vedem în continuare pe Agro TV, Look Plus și Profit TV. Și n-am schimbat invitatul pentru că ar fi total nepoliticos. Suntem în continuare și mulțumim pentru acest lucru alături de domnul Emil Drăghici, primarul din Vulcana Băi, Dâmbovița și președintele Asociației Comunelor. Îmi spuneați înainte de pauză, domnule Drăghici, că v-a lipsit și nu numai dumneavoastră, multor oameni, legătura spirituală care se naște între oameni și dumnezeire prin intermediul bisericii. A fost un element care ne-ar fi ajutat poate să trecem mai ușor peste această perioadă, dar lucrurile se vor rezolva. Vom intra într-o normalitate, sunt convins, și o să ne întoarcem la cele cu care suntem învățați. Cât înseamnă tradiție pentru dumneavoastră, domnule Emil Drăghici? Cât înseamnă tradiție pentru satul românesc într-o continuă schimbare? Știm că avem comune urbane de acum, da? Avem aglomerări urbane unde comunele aproape că și-au pierdut înțelesul de sat, dar cât înseamnă tradiția? Legătura cu biserica, fără dar și poate, este cea mai puternică formă de legătură a interumană la nivelul satului. De aceea spuneam că a lipsit foarte mult, lipsește și faptul că cineva pleacă pe ultimul drum, doar 8 inși împreună cu preotul sau cu deservenții bisericii pot fi prezenți, este o lovitură cruntă. Vreau să vă spun că în noaptea înainte de Paște, joia Paștului, vine, am primit telefoane de la oameni care efectiv plângeau că nu se pot duce la biserică. Norocul este că preotul, prin oamenii de la biserică, a asigurat o lumină, știu, o legătură cu cetățenii, cu creștinii, dar când am văzut oamenii, plângeau. Eu vreau să vă spun că sunt convins, când se va da drumul în condiții de normalitate, biserica va fi inundată de oameni, pentru că este cea care a ținut, a dat primul element de educație. Biserica a fost înainte de școală. De aceea biserica, școala, nu le poți rupe. Ori avea doar forma asta online de a realiza educația copiilor, nu cred că este o formă care să facă din oameni oameni. Domnule Emil O spun Drăghici, cu mare durere de rău. Da, vă întreb așa pentru că niciunul de noi nu mai e tânăr. Am sărit amândoi de jumătate de sută. Eu vă ajung din urmă, nu peste mult timp. Dar vorbeam de școală, vorbeam de copii. Cum vedeți viitorul comunei? Mai aveți tineret în comună? Se gândește și el să îi urmeze pe cei care au plecat? Are cine să ducă mai departe satul Vulcana Băi, la fel ca multe alte sate din România? Ce poate să facă primăria? Spre bucuria mea, este că n-am avut o scădere puternică, zic așa, a populației. Am pendulat aici 3050-3020 în zona asta, ceea ce arată că există o legătură și o menținere. Fără dar și poate mergem într-o zonă de îmbătrânire, dar Vulcana Băi, așa cum am spus, asigură o formă de creștinism, dacă vreți, la modul cultivat, ceea ce pe mine mă bucură foarte, foarte mult și, cum am spus, a avea infrastructura necesară accesului la gospodării, cu siguranță vor fi elemente de atracție a celor tineri. Chiar mergeam într-o zonă destul de prăpădită, în sensul că n-aveau drum, n-aveau nimic. În momentul în care am făcut drumul, am betonat, două familii într-o dată și-au făcut ca imediat casă și au abandonat un teren care era undeva mai la centru. Spun, nu mai întreb ăla, acum dacă e teren, vin și fac aici. Așa că eu, pe mine mă bucură foarte mult faptul că Vulcana Băi chiar se menține pe o linie nici de avans mare, dar nici de o coborâre drastică. Chiar dacă nu Am suntem înțeles. Lipiți, cum a spus, de un oraș cu o dezvoltare economică majoră. E,
Poate că odată și Târgoviște va fi la nivelul măcar la ce a fost odată, dacă erau Vreau tot să vă felul spun că de industrie. citeam ieri sau alaltă ieri, ieri alaltăieri, că Târgoviștea, din punct de vedere al dezvoltării economice, se află pe ultimul loc din România. Nu-mi vine să cred. Dar dacă sunt Asta indicatori e. care determină această situație, trebuie să o iei ca atare. Bun, acum știți cum e și cu indicatorii ăștia, cu statistica. Nu o spun în sensul rău, sunt trei feluri de minciuni, domnule primar, în viață, nu e așa? E minciuna pe care ți-o spune copilul, e minciuna pe care o spui tu soției și datele statistice. Cam astea sunt cele trei tipuri Da, de minciuni majore. da, da. Vrem Bun. sau nu vrem, Hai că... statistica e deosebit de importantă în ceea ce privește Sigur. Nu cântarul poți să-ți faci un plan. economiei. Și nici nu Absolut, poți să-ți faci absolut. planul fără să ai o statistică. Domnule Da. Emil Drăghici, haideți să ne întoarcem puțin la proiectul ASDA, la acesta de sprijin a dezvoltării agriculturii, pentru că o agricultură puternică în rândul micilor și mediilor fermieri, că cei mari, sigur, sunt și ei în atenția noastră, dar sunt mai puternici, va însemna și o menținere și o dezvoltare a satului românesc în perspectivă. Dacă priviți dumneavoastră ca președinte la Asociației Comunelor din România, agricultura, dezvoltarea rurală, viața țăranului, viața săteanului, unde credeți că mergem? Cum simțiți dumneavoastră, nu știu, aș numi o mult strategie, dar hai să o spun strategie, spre care sunt documentele care vă conduc, da? Uite, lucrați cu statul, mi-ați spus că lucrați la tot felul de ordonanțe, de legi, discutați, dar în ceea ce privește dezvoltarea viitoare, unde mergem cu statul românesc și cu agricultura, domnule președinte? Am bucuria că am găsit înțelegere, inclusiv atestatele de producători și carnetele de comercializare care se livrează la nivelul primarilor, constituie, dacă vreți, o pârghie imediată operativă pe care cetățenii, țăranii, le au la nivelul autorităților administrației publice locale. Nu e nevoie să te duci undeva să-ți iei acest atestat de producător. Îl iei pe seama datelor din registrul agricol și cu carnetul de comercializare te duci în orice piață, oriunde vrei. De asemenea și pe durata situației de urgență, producătorii au avut dreptul să meargă oriunde să-și desfacă produsele. Așadar, există legislație care favorizează, și o spun foarte cinstit, favorizează sătenii și, de ce nu, asocierea lor. Dacă vă duceți pe lege și cu siguranță știți, trebuie să existe, dacă vreți, și acel aviz consultativ pe care îl dă o asociație din zonă cu privire la cunoașterea persoanei respective ca și producător. Da. Bun, deci nu e rău. Dacă tot am ajuns să vorbim de țăran, de fermier, de sat, de rural, sigur, ați simțit și dumneavoastră uneori, nu o spun că se întâmplă, dar uneori când aud unii cuvântul țăran, parcă strâmbă ușor din nas. S-a întâmplat. Asta e societatea, de exemplu, anii de până în 90 au erodat acest termen, care nu e deloc de rușine, de țăran. Cum facem să rădăm demnitatea și respectul cuvenit țăranului român, domnule Drăghici? Țăran înseamnă, din punct de vedere matematic, 5 pătrimi din țară. 5 pătrimi. Mai mult decât țara. Pentru că țăranul fără țară nu poate fi. De aceea țăranul înseamnă mai mult decât țara. Are o literă în plus. De aceea a spus țăran înseamnă 5 pătrimi din țară. Așadar este, dacă vreți, temelia, pentru că temelia satul reprezintă temelia statului. Nu știu să fi fost vreun oraș înaintea vreunui sat la noi în România, ca țară. Așadar, cei care bagatelizează și spun că au un comportament de țăran, știu eu, forma aceea semantică urâtă, dar țăran, în esența sa, reprezintă un om cu frica față de Dumnezeu, reprezintă un om cu bun simț, un om care știe să dea bună ziua și celui care nu răspunde la bună ziua. Ăsta e țăranul român. E adevărat. Domnule Emil Drăghici,
La dumneavoastră în comună, aveți 3020, că aveți 3050, nici nu mai contează câți locuitori. Sunt magazine suficiente, da, în mod cert nimeni nu rămâne fără aprovizionare. Cât contează aceste două cuvinte pe care noi le promovăm? Consumă românește. Cât contează pentru dumneavoastră, cât contează pentru oamenii din zonă? Știu foarte bine magazinele pe care le am. Chiar acum de vreun an de zile s-a mai deschis unul. Bine, dar s-a și închis altul. Și știu că acești comercianți țin legătura cu producători de roșii, de legume din alte zone, că le iau. Așadar, găsiți pe perioada care se, aceasta în care se produc roșii, castraveți, toate sunt de pe piața liberă. Așadar, ceea ce vă spuneam puțin mai devreme cu atestatele producătorilor, eu am mare satisfacție că am reușit guvernanții la acea oră să-i fac să înțeleagă că țăranul trebuie să ducă la el în comună să obțină un documentul de care are nevoie să meargă oriunde în România. Magazinele produc, bine, nu o să fie banane din România, dar roșii, castraveți, ardei, ceapă, toate aceste produse sunt de la producătorii români. Mă uitam zilele acestea, am văzut depus un proiect legislativ, eu nu-i dau foarte mare șanse de reușită, dar iată a apărut un proiect legislativ, nu am să spun cui aparține, primăriile și autoritățile locale ar urma să cumpere cu predilecție produse românești. Vi se pare potrivit? Vorbim un pic de un fel de naționalism. Sunt măsuri de naționalism alimentar în toată Europa acum. Dumneavoastră, domnule primar Emil Drăghici, cum vi se pare o astfel de inițiativă? Deci nu comentăm că a scos-o cineva sau altcineva, ci ideea în sine. Ați putea, de exemplu, pentru, eu știu, faceți o masă pentru cei de la 80 la 100 de ani, că e normal să-i cinstești într-un fel sau altul și organizezi și o petrecere. Să fiți obligați să cumpărați produse românești, ar fi un stimulent pentru oamenii din zonă sau nu? Sincer să fiu, nu cunosc acest proiect și doar e prima dată când aud de la dumneavoastră. Chiar o să-l văd. Nu mi se pare nimic rău, dar mi-e teamă de ceva. Trăind într-un spațiu comun european, astfel de norme juridice s-ar putea să încalce diverse reglementări. De aceea mi-e greu să comentez acum pe necititele această normă, dar nu o văd deloc deplasată. O văd un lucru foarte, foarte bun, după cum vedeam cândva și cu a cumpăra autoturism. Aveai voie să cumperi Corect. Autoturism din producția internă, numai că s-a globalizat această producție internă. Atunci statul român poate să ia anumite măsuri, dar până nu o citesc, nu pot spune da, e bine, e rău, nu o cunosc. Ea abia a fost depusă în Parlament sub formă de proiect, așa că o să mai dureze până. Și știți cum, în general, una e proiectul și alta e legea care iese în final. Da, domnule Emil Drăghici, ca președinte al Asociației Comunelor, aveți o putere. Comunele din România nu sunt puține și nici sărace, așa cum s-a tot spus de foarte multe ori. E adevărat, pot să aibă uneori probleme financiare. Știm acest lucru, mai ales când nivelul încasărilor nu e cel estimat sau alocările bugetare sunt mai mici. Cum vedeți dumneavoastră viitorul comunei românești, indiferent că e din județul Botoșani, din Mehedinț, din Tulcea sau din Satu Mare, în acest context în care banii sunt tot mai puțini, presiunile sunt tot mai mari. Cum puteți face să aveți, că aveți o voce, sigur, dar și mai multă influență în ceea ce privește dezvoltarea viitoare a României? Da? Jumătate din țara asta e la țară sau s-a mutat la țară, dacă nu și mai bine de jumătate. Da? Și o să vă întreb după emisiune, când spuneam că o să vă întreb de pământuri, mi-ați spus când s-a făcut drumul, o familie a renunțat la un teren în centru și a plecat mai la margine. Să vedem dacă a rămas liber terenul respectiv. Cum vă vedeți rolul? Cum vă vedeți rolul în întocmirea viitorului României? Răspunsul se regăsește oarecum în modul cum ați enunțat dumneavoastră întrebarea. Viitorul
de viitorul comunelor depinde viitorul României. Vreau să fac o corectură în ceea ce privește această jumătate. Când ne raportăm la acea jumătate, ne gândim la populație. Eu vreau să ne uităm, vreau să vedem că orice comună, orice oraș, orice municipiu este unitate administrativ-teritorială. Nu este unitate administrativ-locativă. Esențialul constituie teritoriul. Iar când vorbim de teritoriu, 87,5% din România este sat. De aceea, dezvoltarea asta de care vorbiți dumneavoastră, discutam cu un primar al unui municipiu, chiar la el în birou, și vorbea de dezvoltare economică, de nu știu ce, și i-a spus, domnul primar, stați puțin, dar nu v-a spus problema dacă ar fi vorba comunele din jurul municipiului dumneavoastră să vă vândă oxigenul, ați avea cu ce să-l plătiți? Vindeți cumva, nu cumva trăiți această dezvoltare economică pe seama oxigenului pe care îl dă mediul rural adiacent municipiului, că altfel erați sufocați? Așa trebuie privit lucrurile, trebuie privit în întregul său. E ca și cum ați dori să aveți numai mușchi de vită, dar ține seama că mușchiul ăla de vită crește pe os. Nu știu să existe vreun mușchi să meargă de unul singur fără oase, am avea numai râme. Hey, haideți că eu unul vă spun eu acum, dacă vreți, e mușchiul cardiac, da? N-are os în interiorul inima. Da, mușchiul cardiac este apărat de niște oase. E adevărat și aveți perfectă dreptate. De ce v-am întrebat acest lucru? Cum vă vedeți rolul în negocierea, în stabilirea viitorului țării? Pentru că noi la ASDA credem că, în ciuda faptului că oamenii gospodari în general n-au timp de politică, e nevoie de politicieni. Și noi credem că fermierii, țăranii, primarii de la țară trebuie să aibă o platformă atât de puternică încât să-și pună oamenii lor în sensul bun în autoritățile locale la nivel județean, în ministere, să-i trimită la Bruxelles. Știu că se fac astfel de lucruri, dar am vrea să o vedem scoasă în evidență, pentru că nimeni nu știe mai bine ca dumneavoastră care vă sunt prioritățile și nevoile. Domnul Menția, vreau să vă spun că am marea satisfacție, cunosc primari, cunosc în asociație, avem președinții ai filiale județene în fața cărora mă închin pentru abnegația pe care o depun pentru satul românesc. Chiar îmi pare foarte rău că anul ăsta cu necazul n-am putut să mai realizăm întâlnirea cu autoritățile locale din Republica Moldova, dar poate găsim o breșă, dar să vedem și cu alegerile din acest an ale noastre, undeva septembrie-octombrie, după cum se preconizează. Fără dar și poate... Și după aia ne pregătim de parlamentare în decembrie, da. Da. Asta rămâne să vedem ce va decide Parlamentul, Guvernul. Aici suntem și noi în așteptarea unei decizii. Dar, așa cum am spus, am ferma convingere că Asociația Comunelor din România, prin colegii pe care îi cunosc, sunt vii în tot ce înseamnă legislația specifică satul românesc. Inclusiv Programul Național de Dezvoltare Locală este un program făcut la inițiativa noastră. Și iată că și noua guvernare l-a menținut, pentru că este un program care privește dezvoltarea armonioasă a teritoriului României, pentru că, așa cum am spus, nu poți să privești dezvoltarea infrastructurii doar pentru comuna ta sau pentru orașul tău. Pentru că dincolo de orașul respectiv, dincolo de comuna respectivă, este un drum care duce în altă parte și trebuie să arate la fel de bine. Acum, și vă rog să priviți, o spun cu toată bucuria, sunt comune în România a căror dezvoltare economică, sub aspectul pe care îl spuneați dumneavoastră, bate foarte multe orașe și chiar municipii. Sunt comune în România care au venituri proprii mai multe decât un județ. Depinde de polul de atracție. Așa, și de gospodarul care e acolo, da? Pentru că e foarte important să ai un gospodar, da? Nu neapărat un om politic. Ne apropiem de finalul emisiunii, din păcate, domnule Emil Drăghici. Mai avem puțin, nu foarte mult.
Haideți să vorbim puțin. Mi-a spus la început că au existat cândva niște intenții pe partea economică și vă lăs dumneavoastră un minut și jumătate de a face depozitare, procesare. În viitorul exercițiu financiar, în viitoarea politică agricolă comună, o să fie bani și mai puțin. V-ați demoralizat atunci sau mai încercați în continuare să-i aduceți pe oameni la un numitor comun să mai facă ceva? Nu. Aici, lângă Vulcana Băi, în Comuna Pietrari, fostul primar s-a dedicat aceste activități, a realizat un siloz de fructe și chiar acest drum cu siguranță va determina un cost mai mic de colectarea fructelor din zonă de care vorbeați dumneavoastră. Iată că forma de asociere, forma de apartenență la astfel de silozuri, cu siguranță va da roade. Să sperăm că va da roade. Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România și primar din Vulcana Băi de Dâmbovița, ne-a fost oaspete timp de 48 de minute. Vă mulțumesc, domnule Drăghici, vă doresc o seară bună, ne vedem mâine seară. Și eu vă mulțumesc și le mulțumesc tuturor celor care sunt cu ochii pe satul românesc, care au încredere în edilii satului românesc. Deșteaptă-te, române! Avem nevoie de produse românești. Nu avem voie să uităm gustul românesc. Avem nevoie de toți fermierii României care lucrează pământul, cresc animale și asigură hrana noastră. A tuturor, avem nevoie de tinerii agricultori care pot și trebuie să ia banii europeni și să dezvolte fermele de familie. Nu avem voie să ne dăm bătuți. Implică-te! Află detalii pe azdar.ro și trimite-ne ideile tale. Spune-ne cum să schimbăm împreună lucrurile. Un proiect Azda susținut de AgroTV, Profit TV, Look Plus, Profit.ro și AgroPress.ro.